Bună dimineața și bine v-am regăsit la Euronews România. Suntem Sonia Teodoriu și Radu Hângănuț și vă prezentăm cele mai importante știri. Haideți să vedem cele mai importante titluri ale acestei ore. Un român a murit în urma inundațiilor din Spania, spune Ministerul Afacerilor Externe. Alți 15 sunt dați dispăruți în continuare. Până atunci, bilanțul deceselor în urma inundațiilor din zona Valencia a ajuns la 158 de morți. România ar putea fi inclusă în programul Visa Waiver al Statelor Unite până în primăvara anului viitor, după mai bine de 3 decenii de eforturi diplomatice. A început campania electorală pentru alegerile parlamentare, în plus față de cea pentru prezidențiale. Partidele sunt obligate acum să renunțe la toate afișele mari prin care își promovează candidații. Iar referendumul organizat în Republica Moldova pentru aderarea țării la Uniunea Europeană a fost validat. Acum rezultatul va fi consemnat în Constituție. O persoană se află pe lista cetățenilor români dispăruți în inundațiile catastrofale din Spania. A fost identificată ca fiind decedată, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Autoritățile încearcă acum să lămurească situația a altor 15 români despre care nu se știe nimic până la ora actuală. Apa adusă de ploile de acum câteva zile a acoperit provincia Valencia, oficiali locali vorbind de peste 150 de victime. Colegul nostru, Cătălin Lența, are mai multe detalii despre ceea ce se întâmplă acum în Spania și despre cum arată eforturile autorităților de a-i salva pe cei în continuare dați dispăruți. Cătălin, te rog. Bună dimineața! În primele ore de după dezastru nu se știa nimic despre 22 de români. Între timp, 6 au fost găsiți sănătoși în viață. Autoritățile au anunțat imediat acest lucru, deci mai rămăseseră 16 pe care îi căuta și consulatul din Castellón de la Plana și ambasada din Madrid. A venit această informație din partea autorităților spaniole că printre cele 158 de victime confirmate e și un cetățean român, deci mai sunt 15 de găsit. E puțin probabil însă, spun autoritățile, ca aceștia să fie în viață pentru că au trecut multe zile, 2-3 zile deja e considerat mult de la dezastru și ar fi avut timp să dea semne de viață. Ziarul spaniol ABC scrie că alți 3 români ar fi murit înnecați în garajul subteran al imobilului în care locuiau, dar informația nu este deocamdată confirmată oficial. Cât privește eforturile pe care le fac autoritățile române în colaborare cu cele din Spania, există telefoane puse la dispoziție la consulatul, cum spuneam, de la Castellón de la Plana, dar și la ambasada de la Madrid. Vor fi mai mulți reprezentanți diplomatici în zonă pentru că nu a trecut deocamdată pericolul. Autoritățile meteorologice spaniole spun că pot urma noi ploi importante în zonă, noi valuri de inundații, noi valuri de noroi și de aceea roagă oamenii să stea în casă și să țină în permanență legătura cu autoritățile. Din păcate, veștile care ne-au venit în această noapte din Spania sunt extrem de proaste. Un cetățean român care se afla inițial pe lista cetățenilor semnalați ca fiind dispăruți a fost identificată ca fiind decedată. Continuăm demersurile prin consulatul României la Castellón, prin ambasada noastră la Madrid. Continuăm demersurile pentru a verifica situația celorlalți cetățeni aflați pe lista celor dispăruți. Sperăm ca veștile să fie ca cele de ieri, când 6 persoane inițial semnalate ca dispărute, am reușit să intrăm în legătură cu ei și să aflăm că sunt în stare bună. Bilanțul inundațiilor devastatoare din Spania a ajuns la 158 de morți, zeci de oameni sunt în continuare de negăsit, așa că autoritățile spun că numărul victimelor ar putea crește. În localitățile afectate, sinistrații spun că au pierdut tot ce au strâns toată viața și cer cu disperare ajutor.
Unii petrec ore în șir la centrele de distribuție a ajutoarelor umanitare pentru a obține apă potabilă și produse alimentare. În sprijinul sinistraților s-a alăturat și clubul de fotbal Real Madrid, care a anunțat că va dona 1 milion de euro. Peste 1200 de soldați sunt detașați pe teren, în principal în regiunea Valencia, alături de pompieri, poliție și de alți salvatori. Conform unor estimări, provizorii, pagubele materiale se ridică în prezent la peste 250 de milioane de euro. Sinistrația acuză autoritățile că au emis alerte de vreme rea prea târziu. O alertă care îndemna locuitorii din orașul Valencia să își pregătească locuințele a fost emisă joi, după ora 20. Mulți nu au mai reușit să meargă la adăpost. Apoi a urmat o intervenție greoaie a pompierilor, mai spun spaniolii. În unele zone, salvatorii au ajuns și la câteva ore după catastrofă. Una avalancha de agua que inundó absolutamente todo, se convirtió todo lo que estáis viendo en una especie de pantano con ríos que eran las calles que bajaba absolutamente el agua a toda la velocidad, sin que nadie nos hubiera dado el más mínimo aviso. Esto no era imaginable absolutamente, ni en las películas de terror he visto yo lo que vimos esa noche aquí. În regiunea Valencia, în 8 ore a plouat cât într-un an. Apele au lăsat în urmă localități îngropate în noroi. 10.000 de case au fost distruse, arată datele preliminare. Oamenii cer cu disperare ajutor. Nu știu unde buscar agua. Nu știu unde vamos a ir a comprar comida porque está todo. No podemos salir para el otro lado de Valencia. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos ayuda. Esto cada vez es peor. Peor. Y necesitamos ayuda. Premierul Pedro Sánchez a promis sprijin pentru cei afectați de inundații. Între timp, misiunile de căutare și salvare încă nu s-au încheiat. Există temeri că bilanțul victimelor ar putea crește în condițiile în care există 10 de dispăruți. În primer lugar, después de esta reunión, el trasladar a la ciudadanía que vive en la provincia de Valencia y también de Castellón, que por favor la dana continúa y que por favor se queden en casa, que no salgan, que se queden en casa, que atiendan a todas las llamadas de los servicios de emergencia, que atiendan todos sus requerimientos, todas sus recomendaciones, porque ahora mismo lo más importante es salvaguardar el número de vidas posible. Amploarea inundațiilor care au lovit Spania a fost pusă pe seama fenomenului cunoscut local sub numele de Dana, care este intensificat de încălzirea climatică, spun specialiștii. România ar putea fi inclusă în programul Visa Waiver al Statelor Unite până în primăvara anului viitor, după mai bine de 3 decenii de eforturi diplomatice. O misiune de experți americani va veni la București în data de 11 noiembrie să evalueze pregătirea României pentru intrarea în acest program. Această viză este un pas esențial, iar raportul final va fi transmis Congresului American cu o posibilă decizie până la 20 ianuarie, a anunțat în exclusivitate pentru Euronews ambasadorul României în Statele Unite. Noi am insistat pe lângă partenerii americani ca acest anunț să se facă până la finalul actualei administrații americane, adică până la 20 ianuarie, urmând ca intrarea efectivă în program să se facă undeva în martie sau aprilie. Și credem că guvernul, cabinetul Statelor Unite va face acest anunț până în 20 ianuarie. Există o misiune de evaluare care sosește la București pe 11 noiembrie, care este formată din experți de la Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite și Departamentul de Stat. Această misiune este un pas obligatoriu spre această decizie, pentru că ea vine să certifice, de fapt, toate condițiile pe care le-a îndeplinit România, după care se redactează un raport. În urma redactării acestui raport, Secretarul pentru Securitate Internă îi propune, după ce îl consultă pe Secretarul de Stat al Statelor Unite, împreună notifică Congresul American, deci nu este nevoie de votul Congresului American, este doar notificat, după care urmează anunțul public. Pentru a ajunge în America, după ce România devine parte a programului Visa Waiver, orice cetățean român care are intenția de a ajunge în America cu acest scop pentru afaceri sau în scop turistic, trebuie să completeze un formular online. Există o aplicație pe telefon, deci lucrurile sunt mult mai simple. Se numește Sistemul Electronic de Autorizare de Călătorie.
Se achită o taxă de 21 de dolari, deci cu mult mai puțin decât este valoarea vizei astăzi americane de 185 de dolari. Și răspunsul vine în maxim 72 de ore. Deci, oricum, cei care vor dori să-și achiziționeze bilete pentru a ajunge în America, bilete de avion, nu vor putea obține aceste bilete decât dacă vor completa acest cod al autorizației electronice de călătorie alături de numărul pașaportului, deci se vor modifica, se vor adapta aceste sisteme ale operatorilor de transport aerian. Și după ce este primit acest accept, persoana respectivă, evident, poate veni în America. Această autorizație este valabilă pentru 2 ani. A început campania electorală pentru alegerile parlamentare. Partidele sunt obligate să renunțe la toate banerele mari prin care își promovează candidații. Sunt legale doar afișele mici din locurile special amenajate de către primării. Arina Delcean ne aduce toate detaliile. Bine v-am găsit! În perioada de campanie electorală pentru parlamentare sunt total interzise banerele mari, mașinile inscripționate cu semnele partidelor ori slogane de campanie nu sunt permise, nici mesajele audio transmise prin difuzoare amplasate pe mașini. Nu se pot organiza nici spectacole, serbări, artificii și alte astfel de evenimente pentru promovarea candidaților la Camera Deputaților și Senat. Acum, să vedem și ce permite legea în această lună de campanie. Afișe mici, amplasate în locuri special amenajate de primării, publicitate la televizor, unde, să știți, sunt reguli foarte stricte, publicitatea în presa scrisă și online. Este legal și să primiți broșuri, pliante, calendare. Campania electorală se încheie, doamnelor și domnilor, în 30 noiembrie la 7 dimineața. Să vorbim și despre ce se întâmplă în ziua votării. În țară, votul are loc duminică, în 1 decembrie, de la ora 7 dimineața până la 9 seara. Dar există posibilitatea prelungirii programului până la miezul nopții. Asta în cazul în care mai sunt oameni la rând, fie în curtea, fie în sediul secției de votare. În diaspora sunt două zile de vot, să știți, sâmbătă 30 noiembrie și duminică 1 decembrie, de la 7 la 9, orele locale. Se poate prelungi programul în caz de nevoie doar în a doua zi de votare. Unde votați? La alegerile pentru Camera Deputaților și Senat puteți vota în localitatea de domiciliu ori reședință sau, atenție, oriunde în județ, pe liste suplimentare, pentru că vorbim de aceeași circumscripție. Nu puteți vota însă în alt județ. Asta pentru că listele partidelor arată diferit în funcție de circumscripție. Să aveți la voi actul de identitate. În 1 decembrie sunt așteptați la urne aproape 19 milioane de români în cele aproape 19.000 de secții de vot organizate în țară. În străinătate vor fi 950 de secții, mai multe cu 35 față de alegerile europarlamentare și locale din iunie. Cele mai multe secții vor fi în Italia, Malta, Spania și Regatul Unit. Apropo de diaspora, sunt 6.656 de români care vor vota prin corespondență în străinătate. Vor fi aleși, doamnelor și domnilor, 465 de deputați și senatori propuși de partide și alianțe. Mandatul este de 4 ani. Sunt alegeri foarte importante, pentru că de ele depinde constituirea noului guvern. Ancom anunță că a primit sesizări privind conturile de social media ale unor candidați la alegerile prezidențiale și că le-a transmis și el mai departe. În plin scandal privind fermele de troli, fake news-ul și tentativele de manipulare în campanie electorală, merită să facem însă un pas în spate și să privim către atribuțiile pe care le au de fapt autoritățile în acest sens. România are mai multe organisme de reglementare specializate care au atribuții în domeniul securității cibernetice, însă care nu moderează conținutul publicat pe internet. Fermele de troli, prin definiție, nu sunt infrastructură care execută atacuri cibernetice. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Ministerul Digitalizării, ANCOM și Centrul Cyber Intel SRI sunt patru instituții care au atribuții în domeniul securității cibernetice și care au fost menționate în mai multe rânduri de la începutul scandalului. Niciuna dintre acestea nu are însă atribuții directe atunci când vine vorba despre fermele de troli, nici măcar în context electoral. Rolul nostru primordial este răspunsul și protecția împotriva unor atacuri cibernetice. Deci atacurile care
afectează confidențialitatea, disponibilitatea, integritatea datelor. Oamenii pot raporta conținutul fals sau înșelător pe care îl găsesc pe internet, în speță cel generat cu inteligența artificială, pe un portal pus la dispoziție de Ministerul Digitalizării. Însă și în acest caz, decizia finală aparține tot rețelelor sociale, nu autorităților. E un mecanism creat automat de către ministerul nostru pentru a prioritiza tot ceea ce se primește din partea României. Ministerul Digitalizării nu poate sancționa aceste platforme, la fel cum nu îi poate sancționa nici pe autorii din spatele acestor tentative de manipulare, dezinformare sau chiar de înșelăciune în unele rânduri. O soluție ar trebui să fie regulamentul privind serviciile digitale, un regulament strict al Uniunii Europene, intrat în vigoare anul acesta și menit să reglementeze funcționarea platformelor online. În cazul țării noastre, ANCOM a fost desemnat drept coordonator de servicii digitale, organism responsabil de implementarea legislației. ANCOM nu sancționează acele platforme denumite VLOP, Very Large Online Platforms, platforme online foarte mari, și de altfel la acestea ne gândim atunci când vorbim despre fake news, când vorbim despre dezinformări. Iată, cel mai recent, ferme de troli. Platformele online foarte mari sunt definite în regulament drept acele servicii cu peste 45 de milioane de utilizatori. Sunt obligate să analizeze și să gestioneze riscurile privind influențarea procesului electoral. Dacă nu iau astfel de măsuri, ele pot fi sancționate doar de către Comisia Europeană. Într-un comunicat de presă, ANCOM confirmă că a primit până acum 2 sesizări, că a anunțat Comisia și că a luat legătura cu Autoritatea Electorală Permanentă. Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat principalelor platforme TikTok, Facebook și Instagram să verifice dacă există fluxuri semnificative de comunicații, dacă există indicii că anumiți candidați la alegerile prezidențiale, în general, a identificat astfel de posibilități și dacă le-a identificat, să ia măsurile corespunzătoare. Cei care ar trebui să acționeze în acest moment ar trebui să fie cei de la SRI. Pentru că, eu știu, răspândirea cu intenție de fake news, dezinformare sau știri false, poate să fie trecută la atât terorism cât și la acțiuni de spionaj. Jurnaliștii Euronews au cerut un punct de vedere și de la Serviciul Român de Informații. Până la ora difuzării acestui material, oficialii încă nu au răspuns solicitării. Haideți să vedem acum și datele meteo. Vreme mai caldă avem decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Acum trebuie să vedem de la Sonia, care ne va spune care sunt temperaturile din cele mai mari orașe ale țării. În general, temperaturile maxime se situează astăzi între 12 grade și 22. Însă, în această dimineață a fost emis un cod galben de ceață, e valabil până la ora 10, adică încă aproximativ 45 de minute, în județele Hunedoara, Alba, Bacău, Mureș, Arad și Neamț. La această oră sunt 5 grade în Cluj-Napoca, la Iași sunt 9 grade Celsius, însă temperatura maximă ajunge pe parcursul zilei la 20 de grade. În capitala Moldovei va fi însorit astăzi pe tot parcursul zilei. În centrul țării, la Brașov, sunt 9 grade Celsius, iar pe acolo soarele iese din nori abia după prânz. Pe litoral, la Constanța, sunt 14 grade, temperatura va urca la 20 de grade înaintea prânzului. Pe litoral, calitatea aerului este doar moderată, cel puțin acum, de dimineață. În vestul țării, la Timișoara, sunt 8 grade Celsius, cerul va fi senin toată ziua și nu sunt șanse să plouă. 7 grade Celsius la această oră la Oradea. În București, vreme frumoasă, cu maxime care ajung la 21 de grade Celsius. La această oră sunt 11 grade în capitală.
Procurorii au descins la mai multe spitale din Dolj și Iași în cadrul unei anchete privind fapte de corupție. 9 persoane au fost audiate, iar 2 dintre acestea au fost reținute. În Dolj, anchetatorii suspectează luare de mită în schimbul angajărilor, iar la domiciliul șefului serviciului de ambulanță ar fi fost descoperite sume considerabile de bani. În Iași, ancheta vizează obținerea nejustificată a unor concedii medicale. Mai multe detalii are însă colega noastră, Mihaela Barbu. Bine v-am găsit. În județul Iași au fost făcute peste 20 de percheziții, inclusiv la Spitalul Municipal Pașcani, la Spitalul CFR Pașcani și la un centru de sănătate mentală din cadrul Institutului Socola, de unde procurorii au ridicat mai multe documente medicale. În acest dosar, procurorii fac cercetări pentru presupuse fapte de corupție legate de eliberarea unor concedii medicale și a unor acte necesare pentru dosare de pensionare, potrivit unor surse. În total, 9 persoane au fost duse la audieri, dintre care 2 au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să vedem dacă și ce măsuri preventive se vor lua împotriva lor. Într-un alt dosar de corupție deschis de anchetatorii din Dolj au fost făcute aproape 20 de percheziții, dintre care 3 la instituții publice și vorbim aici de Spitalul CFR Craiova, sediul Serviciului Județean de Ambulanță și de asemenea despre stațiunea de cercetare agricolă Șimnic. Și potrivit unor surse, procurorii bănuiesc că au fost făcute angajări în schimbul unor șpăgi, iar vizați în acest dosar sunt 2 soți, șeful Serviciului Județean de Ambulanță și directoarea spitalului și, de asemenea, directorul stațiunii de cercetare, care este, de altfel, tatăl femeii. La percheziție, anchetatorii au găsit aproape 700.000 de euro acasă la șeful Serviciului Județean de Ambulanță Dolj, spun aceleași surse. Vorbim de 6 persoane care au fost duse la audieri în acest caz. Aceste audieri încă sunt în desfășurare în acest moment. Excrocii au reînviat o metodă prin care înșeală șoferii ca să facă bani, se aruncă cu intenție în fața mașinilor și apoi îi șantajează pe conducătorii auto. Polițiștii din Constanța s-au confruntat deja cu această situație. Ei le recomandă conducătorilor auto să-și monteze camere video la bordul autoturismului și să sune la 112 atunci când se întâmplă un astfel de eveniment. Vă atenționăm, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. În Năvodar, în decurs de o săptămână, au fost 2 cazuri în care 2 bărbați au încercat să obțină bani de la șoferi. Ambii s-au aruncat intenționat în fața 2 mașini, spun polițiștii. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum unul dintre escroci alargă la mică distanță de trecerea de pietoni. La un moment dat, sare pe capota unei mașini de lux, se aruncă pe jos și scapă teafăr. Celălalt escroc, care a folosit aceeași metodă, a fost rănit grav și transportat de urgență la spital. Pe camere se vede cum individul stă pe marginea trotuarului și vânează momentul propice în care să se arunce în fața unui SUV. Inițial, anchetatorii credeau că este vorba despre accidente de circulație, însă după ce au făcut cercetări, au descoperit că așa zisele victime urmăreau să-i șantajeze pe șoferi. Ei probabil își închipuie că dacă produc aceste evenimente, obțin diferite bunuri de la celelalte persoane implicate, dar revenind la cele 2 evenimente, cei 2 conducători auto care au fost implicați în cele 2 incidente, imediat au apelat Sistemul Național de Urgență 112 și au anunțat accidentul rutier, astfel că poliția rutieră a ajuns în timp la fața locului pentru a clarifica întreaga situație și nu s-a ajuns în acel moment în care persoanele să fie nevoite să ofere sume de bani sau alte bunuri. Cred că se practica chestia asta acum vreo 20 de ani. De ce credeți că a revenit? Le foame. Probabil. Fac pentru a câștiga niște bani fără a munci, e ok, e la modă. În România e la modă să câștigăm bani fără să facem nimic, dacă se poate. Probabil ei s-au gândit că e o sursă de venit din care poți scoate bani de la oameni nevinovați. Singura soluție în caz de față e conduita preventivă. Și ca șofer și în primul rând ca și om, mi se pare ceva teribil. Lăsând la o parte că poate să fie o disperare financiară, lăsând la o parte treaba asta din punct de vedere psihic, psihologic, eu cred că putem vorbi despre o tulburare de personalitate, ori una antisocială, ori una narcistică, pentru că e clar o lipsă totală de empatie acolo, să nu fie de niciun fel milă de oamenii ăia și să-i șantajeze emoțional. Psihologii susțin că șoferii pot fi în stare de șoc, confuzie, vinovăție și responsabilitate atunci când se produc accidentele care le sunt înscenate. Te gândești ca șofer că riști să rămâi fără carnet pentru o perioadă foarte lungă de timp, te gândești poate chiar la închisoare. În momentele alea nu ai mintea lucidă și chiar dacă îți dai seama că se întâmplă ceva nedrept,
Parcă e mai simplu să dai 1000 de lei și să scapi bazma curată decât să te complici, să ajungi în tribunal. Infracțiunea de șantaj se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Și acum să n-aș vrea să mă fac vinovat de whataboutism, dar de asta, poate și de asta, e încă un motiv pentru care este foarte, foarte important să fim atenți atunci când ne aflăm la volan. Să nu stăm cu telefonul în mână, pentru că oricum și când ai bune intenții se pot întâmpla foarte multe lucruri pentru care s-ar putea să fie nevoie de o cameră. E foarte bine totuși că este în vigoare această lege care permite, dacă avem o cameră pe bord sau dacă am înregistrat într-un fel sau altul ce s-a întâmplat în jurul nostru, ne permis să folosim acele imagini ca să ne dovedim nevinovăția până la urmă. Și mai ales în marile orașe se întâmplă foarte multe lucruri în trafic. Să rămânem oarecum pe străzile din București, pentru că cea mai mare lucrare de artă stradală din București a fost inaugurată în apropiere de Piața Unirii. Muralul de 350 de metri pătrați îl prezintă pe Vinicius Junior de la Real Madrid, iar opera de artă aparține unui artist brazilian care vrea să continue seria picturilor și cu sportivi români. Gică Hagi, Nadia Comăneci și voleibalista Cristina Pârv ar urma să fie personajele incluse într-o operă de artă realizată chiar în Brazilia. Desenul de 350 de metri pătrați care îl prezintă pe brazilianul Vinicius Junior în tricoul României poate fi admirat pe peretele unui bloc situat pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din București. Lucrarea realizată în câteva săptămâni de artistul brazilian Fabio Gomes este acum cea mai mare pictură murală din capitală. Mă simt foarte feliz, emoționat de oameni care au gostat de meu mural și de ter gostat de minha homenagem que eu fiz pro time de futebol. Eu tô muito feliz. Artistul l-a inclus în lucrarea sa și pe legendarul Pele, lângă mai multe simboluri din Brazilia. În partea de jos, desenul include elemente ce fac trimitere la fauna și flora din România. Sper ca oamenii să aprecieze și să înțeleagă motivul pentru care a fost realizat acest mural. De asemenea, după cum puteți vedea, mesajul este unul de luptă împotriva rasismului și a discriminării. Pe lângă faptul că Vinicius este cel mai cunoscut fotbalist brazilian, el este recunoscut și pentru faptul că luptă împotriva discriminării. Vinicius Junior era văzut drept câștigător al Balonului de Aur și de fotbaliștii brazilieni care au evoluat în campionatul României. Superat că el n-a câștigat Balon de Aur, dar cu siguranță e un jucător care a făcut mult și la viitor, cu siguranță la anul, cu siguranță dacă a face și a făcut anul trecut, va câștiga Balon de Aur. Artistul a dezvăluit și care sunt planurile sale de viitor. Vrea să realizeze chiar în Brazilia un mural cu Hagi, Nadia Comăneci și Cristina Pârv. Cea mai valoroasă voleibalistă din istoria României a jucat mai mulți ani în Brazilia și are doi copii din căsnicia cu voleibalistul brazilian Giba. Chiar sunt emoționată, dar sunt fericită pentru că am participat la așa eveniment frumos și unind astea două culturi care pentru mine sunt esențiale, România și Brazilia. Ce vreau mai mult? Eu, Hagi și Nadia. Wow! Sunt foarte emoționată, chiar am zis ce bine că mă valorizează brazilienii. Și David Popovici este protagonistul unui desen mural din București. Pictura care îl înfățișează pe campionul olimpic poate fi admirată în zona Lizeanu din capitală. Cu plaje, receptor pus greșit în furcă sau invitați nepoftiți într-o convorbire, toate acestea sunt probleme ale trecutului acum când vorbim despre comunicare, dar sunt o realitate pentru cei care foloseau și încă mai au telefon fix. Pentru că da, așa cum arată datele INS, românii încă mai au telefoane fixe. Mai exact, 17 posturi fixe la fiecare 100 de familii. Cele mai multe sunt în capitală și în județele Timiș și Cluj. Per total, însă, numărul celor care le folosesc scade de la an la an. Cele mai multe minute sunt consumate, între ghilimele, în București. Aici au fost contabilizate anul trecut aproape 70 de milioane de minute petrecute cu receptorul în mână. Și acum, Sonia, am aici pentru tine un astfel de dispozitiv. Acum, noi suntem tineri, noi, dar totuși am prins. Cel puțin eu aveam acasă așa ceva, îl puteți vedea și dumneavoastră, dar o precizare, al meu nu avea, al nostru de acasă nu avea disc. Era cu butoane. Prima dată verificam tonul. Exact. Mai știi prefixul de Iași? Prefixul de Iași 0232. Asta știu sigur, mărturisesc că numărul de acasă l-am uitat, dar dacă te ajută cu ceva, știu numărul de tatei de mobil pe de rost. E singurul pe care îl știu. Eu mă amintesc că la un moment dat aveam, cred că vreo
12 ani, eram suficient de mare ca să mai fac tâmpenii de-astea și descoperisem în cartea de telefon, descoperisem numărul de la ora exactă și din ceva motiv sunam foarte des, era un număr cu plată. Și mama nu a fost deloc încântată când i-a venit o factură și a văzut câte 20 de apeluri pe lună la acest număr. A fost plăcerea mea. Dar asta pentru că, de fapt, îți plăcea să folosești telefonul fix. Eu sunt convinsă de asta. Vă propun exact. Acum să vedem mai mulți tineri din București ce reacție au avut la acest obiect pe care se pare că tinerele generații îl cam uită. 2 5 7 Gata. Ai avut pe acasă vreunul? Da, când eram mic. Cred că e prima dată când îl văd fizic, adică da. Am văzut la el, am înțeles sistemul, cred că adică da, doar trag de la zero, de exemplu, așa până în dreptul la chestia asta și dau drumul și își formează el după aia intern. Este un telefon pe care cred că l-am avut cu toții și eu l-am avut și întotdeauna părinții mei îmi puneau un lacăt pe el ca să nu mă jură el, să nu sun în altă parte. Mai știi să formezi un număr la acest telefon? Da, bineînțeles, nu se uită niciodată. Le și arăți? Păi, în primul rând, să ridică receptorul. 0, 7, 2. Cred că este greu de utilizat pentru, nu știu, mai novici, mai începători. Păcând pe un smartphone sau pe altceva, imediat se formează. Un telefon vechi, care se folosea pe vremea bunicilor. Am avut așa ceva în casă. Cred că eram prea mic, dar știu că se învârtea până ajungea la cifra respectivă și reformai numărul de care aveai nevoie. Dar nu știu exact dacă mai știu să-l folosesc, că era mult prea mic când era telefonul respectiv. O să încerci dacă vrei. Am revenit la știri. Și vedem acum din nou informațiile acestei ore. Un român a murit în urma inundațiilor din Spania, spune Ministerul Afacerilor Externe. Alți 15 sunt dați dispăruți. Până atunci, bilanțul deceselor în urma inundațiilor din Valencia a ajuns la 158 de morți. România ar putea fi inclusă în programul Visa Waiver al Statelor Unite până în primăvara anului viitor, după mai bine de 3 decenii de eforturi diplomatice. A început campania electorală pentru alegerile parlamentare, în plus față de cea pentru prezidențiale. Partidele sunt obligate acum să renunțe la toate afișele mari prin care își promovează candidații. Iar referendumul organizat în Republica Moldova pentru aderarea țării la Uniunea Europeană a fost validat. Acum rezultatul va fi consemnat în Constituție. A sosit momentul știrilor din sport. Bună dimineața, Andrei Nourescu. Bun găsit din nou. Bună dimineața. Bun găsit. Vorbim despre rezultatele de la noi din țară, dar dat fiind că în Spania se întâmplă ce se întâmplă, vom începe cu o știre de acolo. Clubul Real Madrid a anunțat că va dona 1 milion de euro pentru victimele inundațiilor din Spania. Conducătorii clubului au demarat o campanie de colaborare cu Crucea Roșie pentru strângerea de fonduri destinate celor afectați de inundații. Pentru a da un exemplu, în debutul campaniei, Real Madrid a donat 1 milion de euro, dar și jucătorii spun că vor contribui la creșterea acestei sume. Spaniolii au declarat doliu național până sâmbătă pentru victimele devastatoarei furtuni Dana. Mai multe evenimente sportive au fost amânate, printre care și meciul lui Real Madrid, chiar de la Valencia. Echipa de handbal Dinamo București a învins-o categoric pe Füchse Berlin, scor 38-31 în etapa numărul 7 din Liga Campionilor. Rezultatul obținut în fața vicecampioanei Germaniei reprezintă una dintre cele mai importante victorii din istoria clubului. Füchse l-a avut pe teren și pe cel mai bun jucător al lumii, Matthias Gidsel. Următoarea partidă în Liga Campionilor este pe 20 noiembrie, returul cu Füchse la Berlin. Iar în golf, Florinel Coman a avut din nou o evoluție bună în Qatar, unde evoluează pentru Al Gharafa. El a dat o pasă de gol, iar echipa sa s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Al Arabi. Fostul atacant de la FCSB s-a transferat în această vară în Qatar pentru 5 milioane de euro și a devenit deja unul dintre jucătorii de bază de la Al Gharafa.
Hai să discutăm mai multe cu Andrei despre aceste subiecte. Andrei, Florinel Coman, așa, prin Qatar, pe ascuns, că aproape față de... Că nu e ca și cum putem să vedem meciurile, dar totuși are involuții bune. Noi nu prea stăm, evident, mai deloc cu ochii pe ce se întâmplă acolo, deși este o zonă care tot aduce super fotbaliști, dar exact ce vorbeam și noi zilele trecute, când ne bucuram că avem, iată, jucători titulari în Italia, în Anglia, jucători importanți a echipei naționale, este și cazul lui Florinel Coman, un jucător pe care naționala se bazează și iată că evoluțiile lui de acolo, chiar dacă vin dintr-o zonă unde, mă rog, selecționerii nu prea sunt fericiți să aducă de acolo jucători, pentru că spun că sunt cumva mai rupți de fotbalul european, totuși are evoluții constante, pase de gol, goluri. Dar totuși cred că putem acum, după ce am văzut campionatul european, după ce am văzut aceste meciuri din preliminarii, mai ales la națională, putem să trecem măcar peste acea prejudecată că vin nepregătiți fizic. Pentru că îl vedem pe Andrei Burcă, care și el joacă în acea zonă și este într-o formă fizică foarte bună. Stanciu joacă și el foarte bine. O fi ceva în aerul din E Qatar. Ceva totuși funcționează pe acolo. Nu e chiar ca și cum siguranță. E. Știi ce se întâmplă arabii, nu numai cei din Qatar, mă refer la toate țările din zona Golfului. Își plătesc antrenorii foarte mult și aduc nume importante. Niciun antrenor european sau de mare valoare nu își permite să nu fie în continuare acolo profesionist. Și evident că își face pregătirea fizică și tot ce trebuie la nivelul pe care îl avea și în Europa. De aceea nu cred că a juca acolo în acea zonă înseamnă cumva relaxare sau un nivel mai slab sau și așa mai departe. Cu siguranță nu e mai slab nivelul decât în România. Asta. Aici cu greu găsim comparații, din păcate. Mulțumim, Andrei, pentru această săptămână. Și eu, weekend frumos. Weekend frumos pentru tine a început. Să mergem mai departe, Radu. Pentru că referendumul organizat în Republica Moldova pentru aderarea țării la Uniunea Europeană a fost validat. Astfel, parcursul european al țării vecine urmează să fie consemnat și în Constituție. Decizia este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Republica Moldova are ambiția de a deveni membru al Uniunii Europene până în 2030. 50,7% dintre cetățenii Moldovei cu drept de vot au participat la referendum. Exercițiul electoral a trecut însă la limită, cu o diferență de aproape 13.600 de voturi. Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre prin care a confirmat rezultatele referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024. Textul supus referendumului republican în vederea modificării Constituției nu afectează caracterul suveran, independent și unitar al statului Republica Moldova, nici statutul de neutralitate permanentă. De asemenea, conținutul inițiativei de revizuire a Constituției nu presupune suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor. Acum că Direcția Strategică de Integrare Europeană va fi stipulată în Constituția Republicii Moldova, procesul nu mai poate fi anulat. Este meritul cetățenilor, a scris pe Facebook Maia Sandu. Am fost mai puternici decât furtul lor, a scris ea pe Facebook, făcând referire la tentativele de fraudare a votului. Maia Sandu s-a referit și la importanța alegerilor prezidențiale. În turul 2, ea se va confrunta cu Alexandru Stoianoglu, candidatul pro-rus al Partidului Socialiștilor. Primul pas a fost făcut, a rămas pasul 2, cel de a câștiga alegerile, iar imediat după acesta să ne asigurăm că devenim stat membru al Uniunii Europene până în 2030, a mai menționat Maia Sandu. În timpul ședinței Curții Constituționale pentru validarea referendumului, un grup de susținători ai partidelor pro-ruse de la Chișinău au organizat un protest. Ei au cerut anularea votului. Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022, după ce Vladimir Putin a declanșat războiul din Ucraina. Negocierile de aderare au fost demarate în decembrie anul trecut.
Aproximativ 3% dintre români au renunțat să mai mănânce carne, potrivit Asociației Vegetarienilor din România. Dintre cei care locuiesc în marile orașe ale țării, 52% spun că obișnuiesc să consume preparate vegane sau rovegane. Aproape o treime dintre aceștia obișnuiesc să consume produse vegane de câteva ori pe săptămână, arată un studiu Reveal Marketing Research. Persoanele de peste 55 de ani consumă într-o mai mare măsură astfel de preparate de câteva ori pe săptămână. Generația Z, adică cei care au între 18 și 24 de ani, aleg cel mai rar produse vegane. Jumătate dintre respondenții din generația Z consumă produse vegane sau rovegane cam o dată pe săptămână. Și ca rețeta să fie completă, haideți să vedem ce idei ne dă șef Ștefan Niță în această dimineață. Bună dimineața! Spuneți-ne, vă rog, ce mâncăm după ce ieșim de aici? Ce ne gătiți azi? Bună dimineața! O să încerc să gătesc astăzi o variantă ca și alternativă pentru carne și am ales să vă fac ceva ce este foarte dorit și, să zicem, dacă oamenii renunță mai greu la carne, renunță mai greu la brânzeturi. Și vreau să vă arăt astăzi o variantă rapidă de brânzică, un fel de brânzică gen spread, așa, care este foarte versatilă. Cajul este o sursă foarte bogată în proteine, 18 grame de proteine pe 100 de grame, deci e foarte aproape de carne de pui, ca să zic așa. Și e o alternativă foarte, foarte versatilă. Se pot face foarte multe preparate cu această brânzică. Eu vreau să vă arăt ceva ce puteți lua la serviciu, ce puteți avea acasă, ce puteți servi copiii dimineața, pune pe pâine. Și avem ingrediente. Avem caju hidratat. O să pun pentru rețetă, ca să aibă toată lumea și rețeta, cam 700 de grame de caju. O să fac cam 1 kg de brânzică, cam 150 de grame de zeamă de lămâie. O să avem aici ceapă verde tocată, cam 150 de grame și mărar. Mărarul e foarte bun, cam 60 de grame. Și practic avem nevoie pentru rețeta asta de un blender. Eu am aici un blender, un robot, care să ne ajute să mărunțim, să facem cremă aceste ingrediente. Prima dată punem cajul. O să punem 150 de grame de zeamă de lămâie. O secundă. O să ne ajutăm și de apă, ca să fie puțin mai ușor pentru robot. Cam 200 de mililitri. Și sare. Sare după gust, eu pun cam 15 grame de sare, 15-20 de grame de sare. Și aceasta este baza. Se poate face într-un robot cu lamă S, simplu, de acasă, sau într-un blender. Să face acest preparat, gândește că faci asta la 5 dimineața când ne trezim noi și pornești puțin blenderul să-ți faci o cremă. Nu știu cum, eu nu mă trezesc la 5 dimineața, mă trezesc mult mai 4. Devreme, la 4, adică e cu atât mai bine. Domnule Niță, putem să facem un astfel de preparat și mai de seara și să-l avem pentru dimineață? E ceva ce se poate păstra? Pentru că e blenderul deschis. În orice caz, Măradu arată ca ceva ce eu aș putea să mănânc când ajung la redacție și cu siguranță arată ca ceva ce aș putea să mănânc când jurnalul se încheie. Da, nu știu dacă asta e o trimitere la ideea că eu aș putea să fac așa ceva pentru amândoi. Să știi că eu aveam mari probleme când eram mic și mama mă trimitea în grădină să îi aduc mărar. Niciodată nu-mi dădeam seama care e mărarul, pentru că cine are casă la țară și locuiește la țară, știi că mărarul îl pui lângă pătrunjel, lângă niște lucruri, niște legume care arată foarte asemănător între ele. Dar cred că ne aude din nou șef Niță. Nu știu dacă mai sunteți cu noi. Vrem să vă întrebăm cât durează să preparăm acest lucru, această brânzică.
Da, sunt gata, a fost puțin zgomot, dar cam așa e în bucătărie. Ea arată așa, e o pastă destul de fină. E o cremă care la frigider o să se întărească. Și în momentul ăsta putem să amestecăm cu orice fel de ierburi sau condimente dorim. Noi avem o variantă simplă. Da, este așa. Și în momentul ăsta o să amestec cu ceapa verde tocată și cu mărarul. Suntem convinși că este absolut delicios. Este... Ah, trebuie să ne convingem, de fapt. Arată minunată. O să vă trimit la, regie acolo. Și vă rog să-i transmiteți colegului nostru. Și vă așteptăm la restaurant dacă nu reușiți să ajungeți. Cu siguranță ne gândim la această variantă, Radu, exact. Nu știu cum ești tu, dar eu acum sunt pregătit. Sunt înfometată, dar săptămâna viitoare te aștept în fiecare zi cu acest preparat. Oh. Să ne începem dimineața înainte să dăm drumul la știri. Și colega noastră, Monica Mihai, vă așteaptă de la Fix cu mai multe imagini și informații. Ne revedem săptămâna viitoare. Să aveți o zi extraordinară!